Dragii mei prieteni, una dintre cele mai dăunătoare atitudini pe care omul le face împotriva lui însuși și împotriva aproapelui său, ca o distrugere și ca o autodistrugere, este lipsa de orice impuls de a mă controla. Și oamenii nu mai au, și eu uneori, forța necesară să-mi opresc aceste impulsuri, să mă controlez așa cum îmi doresc eu, pentru că uneori fac victime în jurul meu prin cuvintele, prin atitudinile mele, prin reacțiile mele și nu văd asta. Iar când văd, încep să regret, să-mi pare rău, să mă rușinez de mine însumi. Când încep să-mi controlez aceste impulsuri, aceste reacții foarte rapide, voi deveni un om care are șansa și capacitatea să aducă armonie în ceilalți, să câștige mai multă demnitate, loialitate, să se apropie de oameni, să creeze conexiuni, să facă față tuturor conflictelor care sunt în viața lui și să aibă resursele necesare să se descurce în orice context al vieții sale, fără să-și piardă cumpătul și să scoată lopata, să-i dea altuia în cap când acesta le enervează. Odată, un sfânt a fost întrebat ce este mânia, ce este furia. Acesta a răspuns că furia este ceea ce noi suferim în greșeala altuia. Și așa ne dăm seama că în viața noastră impulsurile și reacțiile vin dinăuntru nostru față de ceva ce este în afara noastră. Iar dacă asta este normalitate, atunci pentru unii îi las să devină normal și să-și ducă viața așa, dar pentru alții care văd acest video până la capăt, o să înțeleagă cum să ne controlăm noi, prin trei metode, atât impulsurile cât și reacțiile. Despre ce este vorba în acest video, să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, am pentru voi astăzi trei metode pentru acest uriaș control greu de făcut al impulsurilor de a ne duce către ceva ce este ușor, adică către mânie, reacție, furie, iritare, supărare. Și aceste lucruri, când le vom putea antrena suficient de mult, le vom putea opri. Ei bine, pentru omul care nu este antrenat în munca de sine și în disciplina de sine, aceste impulsuri, adică lipsa lui de autocontrol, sunt zilnice, chiar oră de oră, și tot ce vorbește la telefon cu ceilalți, felul în care el reacționează exteriorului este atât de rapid și neconștientizat, încât omul devine un ignorant între ale conexiunilor umane, între ale conexiunii cu divinitatea și între ale conexiunii cu el însuși, și își pierde această uriașă posibilitate să se repare, să se vindece de această malefică atitudine care a imitat-o din jur, care se numește reacția mea rapidă la ce este în afară, fără să pun pauză la acest lucru. Ei bine, aceste trei metode vor vindeca o parte din oamenii care vor să-și oprească aceste impulsuri rapide de a mai reacționa în grabă și fără să treacă prin filtrul inimii sau al minții. 1. Ei bine, avem de făcut o pauză între eveniment și răspunsul meu sau omului. Pauza aceasta este de fapt o tăcere, este o stare în care las între ce se întâmplă în afară și cum eu răspund la ce se întâmplă în afară. Atunci această pauză creează modul în care eu îmi creez mie răspunsul la cum vreau să mă să vorbesc, să mă raportez, să relaționez cu ceea ce este în afara mea și să aduc într-adevăr prin logica mea proprie, prin simțirea mea proprie, ceva care poate să fie folositor și nu dăunător în afara mea. A doua metodă pentru controlul impulsurilor este să măsurăm efectele înaintea reacției. Acest lucru este deosebit de greu pentru că reacția este mai rapidă de o secundă sau de două când cineva din exterior ne spune sau ne face ceva. Iar noi nu avem antrenamentul să ne măsurăm efectele la ce o să se întâmple dacă noi reacționăm acum așa. Și dacă cineva ne înfurie, noi nu putem ști ce greutate o să aibă cuvintele noastre dacă le
așternem imediat omul din fața noastră și îl facem să simtă să-l doară, că și el ne-a făcut să ne doară. Iar lipsa aceasta de măsurare este în foarte mult timp în viața noastră, este întâlnită la toți oamenii și din păcate noi nu vedem că uneori cuvintele noastre pot răni și în loc să aducă valoare și să rezolve contextul, mai mult dăunează. Acest lucru, lipsa de măsurare a efectului a reacției noastre, este întâlnită în certurile de cuplu, este întâlnită în reacția între angajat și antreprenor, între copil și părinte, între părinte și copil, între nepoți și bunici, între cam toate categoriile sociale, între asistentă și medic și așa mai departe. Când cineva are un grad superior și cineva are un grad inferior, tot timpul aici vor fi foarte rapide reacții, pentru că cineva dintre ei este mai sus, mai tare, mai șmecher și nu conștientizează că este egalul celuilalt, că suntem toți frați și surori aici. Și când nu conștientizează asta, reacția de a răspunde rapid în afară este enormă și foarte puternică și nu reușim să ne oprim decât dacă luăm această pauză, cum am spus, la punctul 1 și la punctul 2 începem să măsurăm că ceea ce spunem noi, într-adevăr, poate schimba viața unui om sau poate acel om nu învață nimic de la noi dacă nu măsurăm. Dacă măsurăm, putem să schimbăm mentalitatea unui om, a noastră, a contextului și să câștigăm din ceea ce avem și vrem ceva care să ne fie nouă folositor. A treia metodă este determinarea răspunsului și nu a impulsurilor. Cum am spus, această parte automatizată a noastră, care este creația foarte rapidă a impulsului într-un mod robotic și nu ne dăm seama decât atunci când facem pe celălalt să sufere sau pe noi înșine, vedem că nu am făcut de cât de bine puteam noi această determinare a răspunsului nostru. Și pentru că până la determinat răspuns trebuie să facem pauză, trebuie să măsurăm efectele unui răspuns și după aia să-l invocăm, să-l furnizăm dinăuntru, să-l dăm în afară, încât să oprim frustrarea altora, să oprim cearta cu alții, să oprim ceea ce este stricat în jur. Și pentru că foarte multe dintre atitudinile noastre nu sunt pentru răspuns, ci sunt pentru impulsuri, vă las astăzi aceste trei metode, inclusiv aceasta în care trebuie, pentru un om sănătos și normal și autentic, original, cu prestigiu și notoritate în viața lui, să determine dinăuntrul, prin pauză și prin măsurarea efectului reacției, un răspuns care să fie util și benefic atât omului din fața mea, contextului, evenimentului, situației, cât și mie însumi, ca să creez armonia pe care eu mă doresc în această viață. Un om care nu face aceste lucruri, aceste trei lucruri, este un om care o să fie pradă instinctului, impulsului, va fi un om care va fi atât de grăbit și rapid în reacțiile de cuvinte, de gândire și de simțire, încât nu va măsura nimic. Va fi un om care va trece cu grabă prin viață, ne învățând și necunoscându-se și necunoscându-i pe semenii lui, și va fi un om care nu va lua din ceea ce viața i-a dăruit. Dragii mei prieteni, pentru cine vrea să afle mai mult, aici pe YouTube am membru practicant și membru căutător. Dacă dai click în linkul de mai jos pentru a primi acces la live-uri, la webinarii care sunt pentru membri și pentru oamenii care vor să facă un efort în plus ca să integreze mai multă practică înăuntru lor. După cum bine știți, nu credeți, ci doar verificați pentru propria dumneavoastră experiență practică. Alexandru Pleșa mă numesc și mă bucur că vă sunt alături, doar pentru aceia care doresc să-și crească virtuțile și comportamentul interior ca să fie așa o ființă mai fericită. Să vă fie de bine!